Astăzi, la Dialoguri pentru Sănătate, stăm de vorbă cu doamna Alina Varadi, consultant în nutriție, care, în recomandările pe care le face, pune accentul pe produsele stupului. Aș vrea, înainte de toate, să vă întreb de ce alegeți să recomandați cu pregătire produsele apicole. Pentru mine, produsele apicole stau în topul alimentelor. Din cauza compoziției pe care o au, mie mi se pare că nu există alimente mai de top decât produsele apicole, care vin cu un beneficiu uriaș pentru organismul uman. Apinutriția pentru mine este o variantă bună de conservare a organismului uman. A face prevenție pentru mine înseamnă mult mai mult decât a sta și a trata. Când stai să tratezi, este mult mai greu pentru oricare dintre noi. Dar produsele apicole toate vin cu niște beneficii uriașe pentru organismul uman, de aceea a le introduce în dieta zilnică mi se pare mai mult decât un beneficiu. Mi se pare o bunăstare a organismului. Îi dai exact ceea ce are nevoie. Faci corpul fericit. Ar trebui așadar să consumăm zilnic produse apicole. Ce produse apicole trebuie să consumăm zilnic? La noi în România, cultul produselor apicole este, aș putea să spun, din punct de vedere al producției, există toate produsele apicole. Din punct de vedere al consumului, ne place să le vindem și să ne cumpărăm altceva. Dar sperăm că într-o bună zi vom înțelege că beneficiile acestor produse apicole sunt uriașe și chiar dacă introducem în alimentație produse ca, de exemplu, polen, păstură, lăptișor de matcă, larvă de matcă, larvă de trântor, apilar nilul, sau descăpăcitura din boci, sau descăpăcitura, sunt produse pe care toți apicultorii pot să le producă. Ca să nu mai spun de frișca de miere. Tot apicultorul produce frișca de miere, dar întrebarea este cine o consumă? Deja ați folosit foarte mulți termeni pe care sunt convinsă că mulți nu îi cunosc. De exemplu, botcă, descăpăcitură, frișcă de nu știu care și așa mai departe. Ce sunt toate acestea? Sunt produse ale stupului. Și culmea este că sunt produse pure. Și o să vă dau un mic exemplu. Ca să produci lăptișor de matcă, și aici puteți să identificați și producătorii de lăptișor de matcă autentici, puteți să le cereți, pentru că odată ce produci lăptișorul de matcă, ai două produse adiacente. Unul este descăpăcitura din botcă și al doilea este larva de matcă. Ce este descăpăcitura de botcă? Ce este botca? Botca este celula în care crește și se dezvoltă matca. Este o celulă un pic mai mare decât acele hexagoane pe care le întâlnim în fagure și care în momentul în care noi recoltăm lăptișorul de matcă, care este hrana, unica hrană a măcii pe perioada supraviețuirii, în clipa respectivă tăiem în partea de deasupra partea de ceară, iar ceara respectivă mai conține urme de lăptișor, larvă de matcă. Este un complex fantastic. Aș putea să spun că unul dintre cele mai bogate produse ale stupului este descăpăcitura din botcă, pentru că conține foarte multe la un loc. Și miere, și lăptișor, și larvă, și propolis, și ceară, chiar și urme de venin. Toate acestea vin cu niște beneficii fantastice pentru organism dacă știm să le și consumăm. Concret, ce beneficii și în ce afecțiuni ar putea fi recomandat așa ceva? De exemplu, pentru cei care suferă regulat de dureri de cap, celor care li se încarcă în permanență sinusurile și nu reușesc să le curețe, celor care suferă de sinuzită, care știm cu toții că e o durere incredibilă, parodontoză sau boli ale dinților, la fel. Este un produs atât de finuț și de bun, încât este păcat să nu-l consumăm și e păcat să-l transformăm doar în ceară. Am înțeles, dar nu, unde am putea să consumăm așa ceva? De la cei care produc lăptișor de matcă. Trebuie să aibă și acest produs. Ar trebui să mergem noi, presupun, la stupine? Nu neapărat. În comerț. Nu, există în comerț. Deja există acest produs în comerț ca și produs care se comercializează, dar care noi putem beneficia de el, categoric. Problema nu este că nu îl avem în comerț, îl avem în comerț, dar îl avem în cantități prea mici și
cei care îl produc nu știu să-l pună în comerț, pentru că nu consideră că ar avea beneficii. Am înțeles, deci până la urmă este vorba și de educație și de promovare. Exact, exact. Nu se cunoaște că există astfel de produse. Dar foarte multă lume spune, de exemplu, de produsele acestea care sunt mai necunoscute, cum ar fi larva de trântor, pilarnilul, larva de matcă, descăpăcitura din botcă. Aceste produse au un gust mai aparte, pentru că e un complex de vitamina B. Este chimic, gustul este chimic. Chimic sau chiar de drojdie, ca să spunem așa. Ei, ce facem ca să-l consumăm? Că gustul la noi primează în România și nu numai aici, peste tot în lume. Este foarte simplu. Putem găsi o combinație sau o variantă de miere, cum ar fi mierea de mentă sau cum ar fi mierea de castan sau cum ar fi mierea de salcâm, o miere florală, care să-i schimbe gustul ușor. Și atunci lumea o să-i placă mult mai mult și o să și prefere să consume astfel de produse. Deci putem să alegem miere cu lăptișor de matcă sau exact. Miere cu polen sau diverse combinații. Exact. Combinația dintre produsele apicole nu fac altceva decât să potențeze valoarea lor. Deci este genial să le combinați chiar și între ele. Dar foarte multă lume din comoditate preferă să cumpere direct miere cu polen sau miere cu lăptișor de matcă decât să-și prepare singur. Așa este. De... Așa este. E mult mai simplu până la urmă. Adevărul este că toate aceste produse pe care noi le primim, să spun așa, gata preparate, într-adevăr, din comoditate și din timp, preferăm să avem produse gata preparate. Și combinații de genul goji cu miere sau nucă cu miere sau lăptișor de matcă cu miere sau oricare din combinațiile care există deja în piață, singurul lucru la care trebuie să fie foarte atenți cumpărătorii este să nu aibă conservanți, nitrați, sulfați care să fie introduși. Dar în rest, produsele acestea care sunt pure și care se combină cu miere sunt geniale. Mai vorbeați de larve și de tot felul de alte produse de care publicul larg nu a auzit. Sunt convinsă că larva de trântor, care mai are și denumirea de apilarnil, care a fost inventată în România ca și denumire și ca și utilizare, cunoscută de ani de zile încă de pe vremea lui Ceaușescu, este un produs despre care s-a scris foarte mult în trecut, care a fost uitat o perioadă și care de puțină vreme a început să fie din nou în peisaj. Ce se întâmplă cu apilarnilul? Apilarnilul este recunoscut ca fiind utilizat mai ales pentru potență și lumea știe asta, dar ce nu se știe este că este larva de trântor din a șaptea zi, nu a opta, pentru că în a opta deja celula se închide și acolo mai apar și dejecțiile. De-aia întotdeauna recomand celor care produc mai ales să respecte această regulă care este foarte importantă. Larva de trântor din a șaptea zi, să nu fie căpăcită. Ce conține de a ajunge să aibă asemenea beneficii? Conține foarte multe. Foarte multe, de la proteină, și apropo de asta, dacă stăm să ne gândim că în comerț deja există greieri uscați, există larve de râme uscate, larve de nu mai știu ce, larva de trântor, într-adevăr, prin conținutul pe care îl are, prin minerale, vitamine, aminoacizi, toate se găsesc acolo, dar mai ales imită hormonii masculini. Și atunci este o hrană foarte bună, ideală, pentru prevenție, în primul rând, pentru bărbați. Oferă o hrană corectă organismului. Dar presupun că este recomandată și pentru femei. Categoric, categoric. Pentru ce anume? Întotdeauna am zis, acolo unde sunt exces de hormoni feminini, ca să se mai echilibreze un piculeț yin-yang, mie îmi place să le ofer apilarnil. Deci când văd o doamnă excesiv de domnișoară sau de doamnă sau de în gestică și în vorbă și în toate cele, acolo pentru a se regla un piculeț lucrurile, întotdeauna le dăm apilarnil. Și larva de matcă? Larva de matcă este mai puțin cunoscută, dar totuși experimentată deja de ceva ani buni aici în România. Vine cu beneficii uriașe în ceea ce privește sistemul cardiovascular. În patologia sistemului cardiovascular, prin utilizarea lăptișorului de matcă, a larvei de matcă și a lăptișorului, mai ales dacă sunt combinate una cu cealaltă, se pare că beneficiile sunt uriașe. Din practica pe care o avem până acum, introducând ca și aliment în alimentație
larva de matcă, am văzut rezultate foarte frumoase. Atât în accidente cardiovasculare, și aici chiar sunt deja destul de multe cazuri, cât și în probleme, să spun așa, legate de tensiune. Înțeleg că toate aceste produse apicole mai puțin cunoscute au fost studiate, sunt studiate și astăzi, și împreună cu produsele apicole pe care le cunoaștem cu toții și le consumăm marea majoritate dintre noi, putem să spunem că România este un centru esențial pentru apicultură pe plan mondial. Chiar astăzi, când am venit în vizită la dumneavoastră, am văzut niște medici din Turcia care au venit să învețe câte ceva de la dumneavoastră. Schimburile acestea de experiență întotdeauna sunt benefice, pentru că toată lumea care practică apiterapia, apinutriția, fiecare vine cu ceea ce reușește să învețe și cu ceea ce reușește să practice. Cu toții învățăm și practicăm în continuu. Iar în momentul în care începem să discutăm despre produsele apicole, tematica este infinită, pentru că se pare că patologia în care produsele apicole vin cu o susținere pe partea alimentară este uriașă. Beneficiile din cauza compoziției pe care le au toate produsele apicole sunt într-adevăr uriașe. Iar schimburile acestea de experiență deja sunt de foarte mulți ani între centrul nostru și cei din extern. Ei ne caută în primul rând pentru că nu au parte de toate aceste produse apicole. Și la noi în țară sunt foarte mulți care ar putea să le producă, dar gândiți-vă așa, sunt producători de lăptișori de matcă care iau larva și aruncă și rănesc puii. De ce? Pentru că găinile se ouă mult mai bine. Deci, dacă vedeți beneficiile, că le vedeți pe animale, deci e clar că trebuie să vină și pe partea umană cu ceva beneficii. Dar neștiind la ce să le utilizeze și cum să le păstreze și ce să facă cu ele, lumea nu are încredere încă în toate aceste produse. Dar în partea de știință sunt deja articole publicate și cu compoziția, și cu beneficiile, și cu ceea ce se întâmplă în momentul în care consumăm astfel de produse. Da, dar oricum, comparativ cu alte țări, în România sunt mult mai multe produse apicole recoltate, studiate și așa mai departe. Tocmai de aceea am înțeles că vin alții să învețe de la noi și noi chiar ar putea să dezvoltăm programe în care să învățăm pe alții și să ajungem să exportăm diverse produse apicole, ca să facem din apicultură cu adevărat un brand de țară. Cred că, din punctul meu de vedere, eu aș prefera în primul rând să învăț pe români să consume. Pentru că, într-adevăr, avem potențial uriaș în partea de apicultură, dar suntem deficitari la a ne consuma propriile produse. Eu aș putea să spun că sunt unul dintre oamenii care am avut curajul să consum toate aceste produse, absolut toate. De ce? Pentru că am fost curioasă să văd dacă într-adevăr ceea ce scrie în partea de știință este și valabil în practică. Începând să consum toate aceste produse apicole, automat vedem în practică ce se întâmplă. Eu n-aș putea să recomand cuiva un produs dacă eu personal n-aș ști ce se întâmplă cu acel produs. Adică asta s-a întâmplat și în momentul în care am făcut cura de 40 de zile cu păstură, am mâncat 40 de zile doar păstură, pentru că n-am cum să-i spui cumva, știi, uite, ar fi bine să mănânci 40 de zile păstură, când habar nu ai ce se întâmplă în corpul tău. Cred că cei care încearcă să facă ceva pentru oamenii din jur ar trebui să fie un exemplu și să consume ei în primul rând, chiar dacă ești apicultor. Și eu aici vă dau un exemplu concret, da? Am studiat ani de zile, deja peste 8 ani de zile, polenul în obezitate. Și noi le introduceam polenul ca și un aliment. Ceea ce am observat foarte rapid, am observat că se reglează greutatea corporală consumând polen de dimineață. Ei, în momentul în care tu ca și apicultor, producător de polen, te preziți în fața cuiva cu o burtă imensă, mie mi se pare că cartea de vizită nu dă ceea ce este în față sau ceva nu se leagă stânga cu dreapta. Pentru mine este clar că nu își consumă propriul produs. Deci apicultorii ar trebui să fie niște oameni foarte sănătoși prin definiție. Exact! Dacă stăm să vedem studiile care sunt din cauza produselor apicole, din cauza înțepăturilor cu venin de albine, s-a demonstrat că telomerii celor care sunt consumatori și au legătură cu produsele apicole sunt mult mai mari.
Adică longevitatea este mult mai mare. Se știe că această branșă, apicultorii trăiesc mult mai mult decât oricare altă branșă. Dar cred că în România, în această perioadă, pentru că mulți tineri, de exemplu, s-au apucat să facă apicultură și mă bucur enorm de mult, cred că suntem țara cu cei mai tineri apicultori și îi felicit pe toți care au deschis sufletul pentru această branșă, ei, în primul rând, ar trebui să fie învățați să consume propriile produse. Ei ar trebui să fie cartea lor personală de vizită pentru cei care se așteaptă să le consume produsele. Da, este normal, este firesc atunci când vrei să vinzi un produs să îl exemplifici și să exemplifici beneficiile cu propria ta persoană, ca să spun așa. Dar știu că oricum în fiecare primăvară, la fiecare sfârșit de martie, pentru că tot vorbeați de apicultori, se întâlnesc la sărbătoarea mierii de la Blaj, unde de fiecare dată apar tot felul de noutăți. Și chiar dumneavoastră ne povesteați puțin mai devreme de acel aer din stup care ar face foarte bine și cu care ați venit ca noutate să-l prezentați la târgul de la Blaj. Aerul de stup nu este neapărat o noutate. Aerul de stup este o noutate printre români, pentru că el este practicat în alte țări de ani de zile, cum ar fi Germania, cum ar fi Ucraina. Ei au făcut foarte multe terapii în care au integrat și aerul de stup. Este un beneficiu uriaș al aerului propolizat, că este de fapt un aer propolizat și care conține tot ceea ce este mai valoros în stup, adică atât mierea, cât și polenul, cât și păstura, cât și lăptișorul de matcă, hormonii, tot ceea ce se elimină ca și volatil din stup este captat într-un sistem care, pe urmă, cu ajutorul unei măscuțe, se pune direct în sistemul circulator. Dar beneficiile aerului de stup sunt la fel ca și toate produsele apicole, o bulină roșie în plus. De ce? Pentru că eu personal am experimentat, că am făcut o stație de inhalare a aerului din stup acum mulți ani de zile deja, nici nu mai știu câți ani, starea de oboseală. Și am început și în România să suferim de stare de oboseală, de oboseală cronică, de epuizare fizică și psihică. În momentul în care inhalez aer propolizat sau aer de stup, pur și simplu corpul, dintr-o moleșală și o imposibilitate de a se mișca, se transformă foarte rapid, la nivel de minute, în ceva care am uitat și a trecut. Am înțeles, deci e surprinzător. Exact. Dar presupun că este oricum dificil, adică trebuie să te duci într-o stupină ca să beneficiezi de acest aer. Și trebuie să fie doar pe perioada în care funcționează stupina și albinele circulă. Da, plus că există tot felul de alte produse ale stupului mai deosebite, pe care mi le-ați explicat, dar care tot așa încă nu sunt foarte cunoscute, nu sunt foarte consumate. Dar noi, așa cum spuneați, că ne simțim foarte obosiți, stresați și așa, anemiați, să spunem, fără vlagă, fără energie, cum putem și la ce produse apicole care ne sunt la îndemână să apelăm ca să ne recăpătăm energia și forța de viață? Cea mai rapidă variantă, cea mai rapidă dintre toate, este combinația de miere cu lăptișor de matcă. Aș vrea să le explic oamenilor că produsele apicole care provin din zona în care v-ați născut sunt cele mai eficiente pentru voi personal. De aceea, îndrum pe toată lumea să încerce să consume produse apicole locale. Deci aleg miere românească, nu miere din altă zonă a lumii. Aleg lăptișor românesc, nu aleg lăptișor din altă zonă a lumii. Aleg descăpăcitură, pentru că toată lumea o face, dar toată lumea o topește și nu mănâncă. Dar românești. Și eu consider că produsele românești, chiar dacă am circulat peste tot în lume, au totuși un plus valoare. Avem apicultori vechi, avem apicultori care chiar știu să facă meserie și care chiar știu să îndrume sau să cumva să coreleze să se întâmple lucrurile încât să avem produse de top. Chiar avem produse de top în România.
și niciodată nu m-am dus cu gândul ca mâine acest produs de top să-l dau afară din casa mea, să-l dau altcuiva. Întotdeauna am zis, e de top, e al meu. Și îl dau celor din jurul meu. De aceea este foarte important, mai ales ținând cont de faptul că diagnosticul de cancer în România undeva e cam în topul Europei, ar fi timpul să dăm o importanță produselor care chiar vin cu beneficii, cum ar fi produsele apicole, și să le avem în dieta noastră pentru că suntem producători, pentru că avem aur alimentar în mâna noastră, pentru că beneficiile unei astfel de alimentație este uriașă, pentru că este mult mai ușor să previi și să consumi niște produse apicole decât să stai și să tratezi și să nu mai știi cu ce să tratezi ca să poți să dai și rezultate, pentru că tot ce înseamnă produs al stupului vine în viața noastră cu plus valoare. Dar trebuie să spunem că vorbiți cu atâta pasiune de produsele apicole, pentru că și proveniți dintr-o familie de apicultori. Așa este, așa este. Din ce zonă? În zona noastră a Sălajului, bineînțeles, apicultorii din Sălaj și, bineînțeles, producători și de polen, și de lăptișor, și de miere, și de păstură, și de tot ce este bun și românesc, întotdeauna o spun cu drag că oriunde am mers în lume și la orice întâlnire cu apicultorii și cu mai marii care țin de această branșă, nici unul dintre ei nu a scăpat să consume toate produsele stupului și românești. Și o spun asta cu tot dragul, pentru că întotdeauna am ridicat standardul și întotdeauna am spus, România are lucruri minunate. Trebuie doar să ne îndreptăm ochii spre acele lucruri minunate și să le scoatem în evidență în fața tuturor altor lucruri. Pentru că sunt convinsă că avem valori în țară, sunt convinsă că avem oameni deștepți, sunt convinsă că avem produse de top și sunt convinsă că această branșă poate să înflorească și să facă lucruri minunate chiar și în această perioadă. Dacă în vremea lui Ceaușescu se trăia mult și bine doar din producția de apilarnil, din apilarnil, da? Nu stătea nimeni pe producția doar de miere sau doar de alte produse, și în ziua de astăzi am uitat să-l producem, de ce să nu consumăm toate aceste valori? Toate aceste tipuri de sorturi de miere care sunt în România. Arătați-mi ce țară mai există în secunda asta în Europa care să aibă miere de salcâm de calitatea pe care se face în România. Sau miere de tei. Sau miere de tei, exact. Sau miere de mană. Deci sunt sorturi de top bune, adevărate, care au văzut câmpul de flori și care preferăm să le vindem. Haideți să le mâncăm, dragi români! Bine, putem să le mâncăm și noi, să fim sănătoși, dar putem să transformăm apicultura și într-un brand de țară, să și exportăm. Este un brand de țară. Avem de unde până la urmă. Așa este. Dar eu personal m-aș bucura foarte mult să crească consumul de produse apicole în România. Doar așa o să avem și noi o națiune mai sănătoasă. Într-adevăr, aici la dumneavoastră, la Casa Bio, am găsit o varietate foarte mare de produse apicole de calitate. Cu cine lucrați din domeniul producătorilor de apicole? Întotdeauna, în momentul în care mă gândesc alimentația mea în primul rând, întotdeauna încerc să aleg produse de top. Pentru mine, cel mai important este să avem produse de top. Iar produsele de top le-am selectat de-a lungul celor 8 ani de zile și am reușit să avem colaborări cu oameni care într-adevăr au făcut lucrurile așa cum le-am cerut noi, cum ar fi Apidava. Întotdeauna când am avut o doleanță care ținea de apiterapie, întotdeauna am avut în fața mea o discuție cu un om care înțelege cât este de important să ai un produs de top. Pentru că fără produse de top și fără produse curate, nu ai niciun un singur moment credibilitatea în fața oamenilor, în primul rând, dacă nu ai rezultate. Iar fără aceste produse de top, degeaba ai un centru de elită, degeaba ai camera mierii, dacă nu ai produsul în sine, ca produs de calitate. Și personal, ce acțiuni faceți dumneavoastră ca să promovați apinutriția și apiterapia? O să rămâneți surprinși, dar niciodată n-a existat o promovare standard.
promovarea noastră a fost rezultatele pe care le-am avut cu aceste produse apicole. Oricum țineți cursuri pentru medici. Da, da, facem și schimburi de experiențe. Întotdeauna, mie îmi place să le spun schimburi de experiențe, pentru că fiecare vine cu un plus valoare. Iar aceste cursuri sau aceste schimburi de experiențe pe care noi le avem în fiecare an de-a lungul anilor la nivel internațional, întotdeauna, în fiecare an avem ceva de spus. De ce? Pentru că avem curajul să experimentăm tot. Așa cum am avut curajul să facem ceva cu descăpăcitura din vodcă, așa cum am avut curajul să cerem frișcă de miere. Explicați ce înseamnă frișca de miere. Frișca de miere, în momentul în care se face stoarcerea fagurilor, la suprafața butoaielor se formează ca un fel de spumă albă. Ei, cert este că acea frișcă de miere care se face la suprafață o mănâncă doar cei care produc. Nu este un produs care este scos standard pe piață, dar este un produs de o valoare inestimabilă. Conține atât de multe lucruri în interior, încât este păcat să nu se folosească. Dar în mierea crudă, mierea enzimatică, de obicei o parte din această frișcă de miere se regăsește în interiorul borcanelor cu miere adevărată, chiar dacă este cristalizată. Da, și într-adevăr, într-un borcan de miere se găsește o adevărată farmacie, așa cum bine se spune. Și ca să încheiem totuși această discuție despre produse apicole, cu un produs pe care îl cunoaște toată lumea, mierea, aș vrea să enumerăm pe scurt beneficiile mierii de care ne putem bucura cu toți. Așa este. Din punctul meu de vedere, cel mai mare beneficiu al mierii este că ne hrănește pielea. Este cel mai perfect duș, gel de duș. Este primul lucru pentru mine personal, pentru că asta a fost găselnița vieții mele. Eu când am descoperit mierea și am început să mă spăl cu ea, pentru mine a fost cel mai mare wow din partea mierii. După care, într-adevăr, este dulcele de top care poate să găsească în alimentația noastră. Am auzit foarte multe pro și contra, că ar fi, că n-ar fi. Din punctul meu de vedere științific și practic, pot să spun că mierea este alimentul de top la categoria dulciuri. 10 borcane cu miere înlocuiesc 300 de sorturi de ciocolată. Și putem să o mâncăm cu toții, cu mic, cu mare, în fiecare zi. Exact. Ca să fim mai sănătoși și să ne îmbolnăvim foarte, foarte rar. Exact, exact. Iar din punct de vedere al beneficiilor ca și aliment, eu aș spune așa, vreți să fiți sănătoși, oameni buni? Minim o linguriță de miere pe zi. Și veți vedea singur beneficiile. Mulțumim tare mult! Cu drag, cu mare drag!